Salutare tuturor, sunt în drum spre Cafnic. Am pornit cu gândul de a face un vlog. Mi-am luat Osmo cu mine, mi-a dat bătăi de cap, am încercat să rezolv situația, însă nu am reușit. Așa că Osmo-ul meu de astăzi este Larisa, care ține telefonul. Mulțumesc pentru asta. Iar intrându-și în drepturi, cu siguranță mulți dintre voi deja s-au gândit să plece undeva, să evadeze, să schieze, să dea cu snowboard-ul sau pur și simplu să se bucure de aerul curat de la munte din acest anotimp. Dar te întrebi, mă, părtile oare sunt ok? Locuri de cazare oare sunt? Am zis, ok, hai să răspundem noi la aceste întrebări. Așa că rămâi cu mine, pentru că cu siguranță voi încerca, îmi dau toată silința să afli tot ce ai nevoie dacă cumva weekendul ăsta sau weekendurile viitoare te gândești să evadezi din oraș. Hai Larisa, să te vezi, de ce nu vrei să te vezi? Păi ce față are Larisa? Frumoasă. Și că ești un fel de musulmană din aia? Ai luat o bombă cu tine în mașină. Da. Sunt la mai puțin de 10 km de Cafnic. Peisajul este un superb. Toți munții, toate dealurile astea sunt pline de zăpadă, drumurile sunt chiar foarte ok, curățate, se pare că autoritățile și-au făcut treaba, firmele angajate și-au făcut treaba, da, e extraordinar, deci oameni buni, scăpați de oraș, haideți în zona asta, abia aștept să ajung la pârtie să văd cum arată, cât e bine pregătită, dacă totul e în regulă. Bine, nu am ajuns, sunt deja fotograf, Larisa vrea să-și facă poză, Larisa, tunurile de zăpadă merg, înseamnă că lumea se pregătește ca să vină turiștii. Super, mare! Trebuie să căutăm pe cineva să vedem de când merg tunurile astea. Se pare că nu-i mulțumită de poza. Sergiu nu știe să facă poze. Asta e. Tu poți să le știi pe toate. Sunt cu Ana, Ana e administratorul pârtiei de aici, de la Cafnic. Și vrem să vorbim cu ea să ne spună ce anume, când începe sezonul. De când putem veni la schi? Acum, bine, din 6 decembrie o să deschidem, chiar de Moș Nicolae, o să fie o surpriză pentru turiști. În general, noi deschidem pe 1 decembrie anul ăsta din cauza că temperaturile negative s-au decalat cam o săptămână față de anii trecuți, doar de 6 decembrie o să putem deschide, dar este foarte bine, după aceea va fi foarte bună. Avem un strat undeva la 60-70 cm produs deja de zăpadă. Deci aveți strat produs și strat natural a fost... Prea puțin. Să zicem că anii undeva la 5 cm, 10, care oricum este nesemnificativ pentru schi. De când merg tunurile? De sâmbătă merg în continuu, pentru că au permis temperaturile acest lucru și ne bucurăm foarte tare că reușim să deschidem acum. Aveam un pic de emoții la început de sezon, că nu știam exact dacă mai vin sau nu temperaturile negative, dar până la urmă vremea s-a îndreptat înspre favoarea noastră. Dacă ajung aici la Super Ski, găsim de toate, nu? Putem și închiria, snowboard, snowboard, da, avem inclusiv hotel cu spa, piscina interioară, restaurant cu autoservire, școală de schi cu pârtie separată pentru începători, toate facilitățile am încercat să le concentrăm într-un singur loc, ca să fie cât mai ușor pentru clienți. Pârtia cât e de mare? A
avem un domeniu de 7 km de pârtie. În acest weekend va funcționa doar 1 km și tot domeniul nostru. Sperăm ca pe weekendul viitor să reușim să înzăpezim încă vreo 3 km în funcție de prognoza de afară. Cum crezi că va fi sezonul asta, anul 2019-2020? Da, va fi unul foarte aglomerat. Noi, dacă ne facem, reușim să ne facem strate de bază pe pârtie, ceea ce deja am început, zăpada asta ține mult mai bine decât zăpada naturală și nu va fi problemă de zăpadă, asta cu siguranță nu. Ca și număr de turiști vor fi mai mulți ca și anul trecut, așa se întâmplă fiecare an. Sperăm să putem face față. Cu siguranță veți face față. Da. Avem un pic de emoții, dar nu trebuie, că văd că lucrurile sunt puse în mișcare, tot e pregătit. Da. Deci, la Capnic, vineri, până în martie, tot aici puteți sta. Până aici, da. Hai să mă apăm puțin de sus. Putem urca sus? Putem urca? Da? Am obosit, am urcat nu foarte mult, sincer, dar se vede că a venit iarna, mi-au înghețat degetele, e foarte frumos, deci e extraordinar, se lucrează de zor, să vă arăt, dați în spatele meu utilajul, nivelează aici în spate, e superb, e efectiv superb. Repet, vineri începe sezonul. De vineri încolo putem oricând să venim în satul Marea Lunașez, nu am schiat niciodată. Asta e clar. Așa că Cavnicu, avem într-adevăr Borșa, dar la Cavnic suntem noi acum, așa că nu putem vorbi despre ceea ce n-am văzut. Mergem. Vreau tare mult să văd și unde ne cazăm, dacă Popa ar fi să ne cazăm. Am ajuns la doamna Ana. Doamna Ana are o pensiune aici la Cavnic. Ne-a primit cu drag. Mergem să vedem exact ce anume ne poate oferi. Doamna Ana, sărbuna! Bună ziua, bine ați venit! Aveți o pensiune mare, frumoasă. Eu zic că nu chiar așa de mare, dar încercăm să fie frumoasă. Să-mi ziceți câte locuri de cazare aveți aici? 14 camere. Și turiștii vin la dumneavoastră? Da, și sper că vin cu mare drag și cu inima deschisă, fiindcă noi așa îi așteptăm. Cum e începutul de sezon? Acum văd că încă mai lucrați un pic la amenajare, la reîmprospătare. În alți ani, când a nins mai repede, de 1 decembrie era plin. Acum aia a fost căldurile astea și abia acum a nins. Am pierdut oarecum startul pe 1 decembrie. Au fost puțini turiști și așteptăm sezonul sărbătorilor, că atunci este rodul. Mi-aș optim eu păsărică că deja un porc l-ați tăiat. Și normal, la noi în Ardeal se taie un porc mai repede, când nasul trebuie să fie uscat, slănina să fie proaspăt afumată, să fie gustoasă, ca să fie ceva deosebit. Și abia înainte de sărbător tăiem porc pentru carne proaspătă. Va fi un sezon turistic rotnic, ce ziceți? Dacă ați început cu stângul. Să sperăm că ne redresăm puțin. De sâmbătă, de vineri, de acum, deja s-au anunțat turiști, vin pentru că se deschid pârtile. Se deschid pârtile, dar la mine nu s-au anunțat.
Deci e posibil să vină inopinat. Ați auzit la doamna Ana Veniț că locurile sunt goale. Sunt locuri de cazare. Și nu ne-a plătit pentru asta. Absolut deloc. Am venit și noi întâmplător. Ana, vă mulțumim. Mergem să filmăm puțin și în cămară, să vedem ce zacuscă, ce jumăr, ce cârnați are, să vă facem puțin poftă să vă lingeți. Păi, lingeți. Plecăm de la Cavnic, mulțumit, e unul. Tu, Larisa? Foarte înghețată și semi-mulțumită. Am încercat să vă arătăm câte ceva, deci am reținut că sunt pensiuni care așteaptă turiști și din acest sfârșit de săptămână pârtiile se deschid. Cred că sunt puține pârtii în țară care deja, din câte am înțeles de la Oana, nu? Da, care se deschid atât de repede. Așa că e rost de venit la Cavnic, e rost de venit la relaxare, la sport, la ce vreți voi. Sper că v-a plăcut. Dați un share, un like, abonați-vă canalul nostru de YouTube și toate cele bune.